Bună, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Lumea Spirituală! Înainte de a începe cu predicțiile generale ale lunii august, doresc să le urez tuturor celor născuți în luna august sau celor dragilor un călduros la mulți ani, sănătate și fericire, un an nou plin de prosperitate și fericire! Luna august va fi o lună plină de evenimente pentru toți. Pe 6 august, Venus va tranzita din Leu, unde a stat în retrogradare din 22 iulie, și se va muta din nou în Rac. Această retrogradare a lui Venus ne creează tuturor dificultăți în relațiile personale. Pe 7 august, soarele trece din rac în leu. Leul este guvernat de soare, prin urmare soarele va fi la el acasă, în zodia leului. Tuturor planetelor le face plăcere să fie în casele lor proprii. Este o tranziție pozitivă. Pe 18 august, Marte care a fost în Leu trece în Fecioară. Mercur va retrograda pe 23 august în Leu, deoarece Soarele se află în Leu începând de pe 6 august, iar Mercur va începe să retrogradeze în Leu pe 23 august. Vor fi la început în compastie, adică ardere. Când o planetă se află aproape de soare, aceasta se va arde și nu poate să-și degajeze beneficiile. Luna august va fi o lună foarte activă. Haideți să vedem cum aceste activități ne impactează, influențează pe fiecare dintre noi în luna august. Vă reamintesc dacă vă place această înregistrare și o găsiți interesantă. Vă rog să vă abonați, să apăsând pe butonul subscribe de sub video și apăsați pe butonul cu degetul mare în sus pentru ca YouTube să continue să posteze acest canal. Deci pentru a vă abona apăsați sub video pe butonul unde scrie subscribe. De asemenea, vă rog să dați și mai departe celor dragi această înregistrare dacă aceste informații de pe acest canal de YouTube le găsiți folositoare. Vă mulțumesc și haideți să vedem cum aceste activități ne impactează pe fiecare dintre noi. Planeta Venus ne influențează relațiile din viața noastră, ne influențează finanțele. Câți bani vom face în viața noastră depinde de poziția lui Venus în momentul în care ne naștem. În ziua de astăzi, relațiile tuturor sunt în strânsă legătură cu finanțele. Câți bani facem, câți deținem. Deoarece Venus retrogradează din leu, Venus se uită spre zodia Racului. Racul fiind o planetă a emoțiilor, a sentimentelor, în această perioadă multe emoții vor ieși la suprafață. Unele persoane pot plânge, vor aduce în discuții situații din trecut, situații nerezolvate. Încercați să tratați situațiile cu maturitate. Pot fi situații financiare din trecut care vor apărea, cheltuieli din trecut de care ați uitat și acum va trebui să le achitați. August nu este o lună bună pentru a face decizii financiare pentru că Venus retrogradează. De asemenea, Mercur retrogradează la sfârșitul lui August. Vom avea tendința de a vorbi fără să ne gândim, de a spune ceva fără să ne gândim la consecințe. Planeta Mercur guvernează comunicarea. Vor fi probleme de comunicare și de interpretare greșită a ceea ce se spune. Una se zice, alta se înțelege. August va fi pentru toți cu siguranță o lună interesantă. Aveți grijă să nu vă stricați relațiile din lipsă de neînțelegeri. Atenție la ce comunicați și cum comunicați. Dacă nu sunteți siguri, întrebați și repetați ceea ce s-a spus ca să fiți siguri că ceea ce ați spus este înțeles de fapt. Așa cum s-a dorit, deci cum s-a comunicat. Asta va fi până pe data de 15 septembrie. Deci, după 23 august până pe 15 septembrie, e o perioadă scurtă, slavă Domnului! Pentru cei care lucrați pe computer, nu uitați să Save your work constantly, adică să vă salvați, strânge sau copiați munca, deoarece s-ar putea să se piardă cea la care ați lucrat, electronicele în această perioadă vor avea tendința de a strica sau de a îngheța și înainte de a trimite un e-mail sau de a posta munca dumneavoastră verificați informațiile. Asta este valabil pentru toți, dar mai ales pentru noi cei care avem tendința de a face totul repede și nu verificăm, nu verificăm munca. Inteligența artificială mai schimbă din cuvinte câteodată. Asta atât în scris cât și în vorbire. Se întâmplă tuturor. Predicțiile lunii august sunt uh, predicții generale. Sunt, uh, aceste predicții sunt bazate pe astrologia vedict și nu astrologia vestică. Astrologia vedict se bazează pe mișcarea lunară a planetelor, adică astrologia vedict este astrologia indiană. Pe când astrologia vestică, care de obicei o găsiți în ziare, reviste, este mult mai desfolosită. Ea se bazează pe data de naștere și prezice evenimente din viața fiecăruia. Amândouă variantele sunt corecte. Predicțiile pe această lună august... Uh, pentru unele semne zodiacale uh, vor fi un pic mai dificile, dar eu vă redau ceea ce văd în această perioadă și încerc să găsești ceea ce este mai bun în această lună pentru fiecare zodie în parte. Eu încerc să vă prepar pentru ceea ce văd în această perioadă. Îmi cer scuze dacă pe unii dintre dumneavoastră îi dezamăgesc. De asemenea, fiecare persoană are un chart zodiacal diferit, iar aceste preziceri sunt preziceri generale și nu specifice fiecarei persoane în parte. Aceste predicții generale sunt bazate pe tranziția planetelor, pe astrologia vedic și pe ascendent. Dacă vă place conținutul acestei înregistrări, dacă vă este de folos și o găsiți interesantă, vă rog să vă abonați pe canalul meu de YouTube apăsa, apăsând subscribe sau dați mai departe și celor dragi apăsând butonul share. Aceste acțiuni nu numai că Vă țin la curent cu noile postări, dar ajută și canalul acesta să fie promovat pe YouTube. Dacă acest canal nu este susținut de dumneavoastră, informațiile pe care le postez nu vor ajunge la dumneavoastră. Vă mulțumesc cu drag și haideți să vedem ce ne spune astrologia vedict și ascendentul despre fiecare zodie în parte. Berbecul Berbec pentru luna august Saturn în această lună august rămâne în casa 11 -a, Ceea ce înseamnă că sunt întârzieri în succesul carierei Sau sunt lucruri care au rămas nerezolvate Proiecte neterminate care vă cer atenția va trebui să duceți la bun sfârșit activități începute din trecut și pe care, din diferite motive, nu le-ați dus la final. După ce încheiați aceste proiecte, aveți putea înainta în carieră. De asemenea, poate însemna că o relație profesională din trecut poate reapărea în viața dumneavoastră. În mijlocul lunii august, atenție, atenția vi se va îndrepta spre dumneavoastră, deci toată lumea va fi cu ochii pe dumneavoastră, aveți grijă ca munca să fie perfectă sau să faceți cât se poate de bine la serviciu pentru a atrage atenție pozitivă. Cu mercur și Venus, în retrogradare în casa cincea, pe la sfârșitul lunii august, situații trecute bazate uh, de copiii dumneavoastră, deci în legătură cu copiii dumneavoastră sau relațiile de dragoste, de afaceri, iubiți din trecut, vor reapărea în această perioadă fiți foarte atenți cum comunicați cu absolut oricine și oriunde. Aveți foarte mare șanse fie să nu fiți înțeleși, fie să fiți înțeleși greșiți. Greșit. Pentru cei căsătoriți există posibilitatea conflictelor bazate pe evenimente din trecut în legătură cu banii sau cu neamurile. Căutați să nu acordați prea multă importanță deoarece totul s-a petrecut în trecut. Chiar și șeful dumneavoastră sau colegii pot readuce în discuție greșeli din trecut. Poate fi chiar tatăl dumneavoastră care își amintește de neînțelegeri trecute sau devina pe dumneavoastră din pe diferite teme. Ori pentru unele persoane din zodia berbecului pot fi cheltuieli din trecut care vă cer atenția acum și va trebui să le plătiți, fie să faceți noi ar aranjamente. Sănătatea este o lună foarte bună pentru a vă însănătoși dacă vă simțiți bolnavi după 23 august, când Mercur retrogradează pentru unii nativi probleme cu sănătatea din trecut, vor reapărea probleme cu umerii, gâtul sau pieptul sau probleme cu digestia pentru cei care au o dietă necontrolată sau uită să mănânce sau mănâncă ce nu trebuie. Pe 23 august încercați să mâncați o dietă mai sănătoasă, deci după 23 august mâncați mai sănătos. Este vară, incorporați fructe, legume și mai puține dulciuri, mezeluri, mâncăruri prezervate în dieta dumneavoastră și beți mai multă apă. Nu este nimic grav, vă veți reveni ușor studenții sau elevii vor avea succes în examene, iar după 23 august fiți atenți la ceea ce întreprindeți să fie corect și salvați-vă munca pe computer, tablete, telefoane. Produsele electronice vor avea tendința de a îngheța, de a se strica, etc. Concentrați-vă spre viitor și evitați să fiți blocați pe evenimente din trecut. Taur. Luna august, august pentru Taur, în această lună a lui august, ascendentul dumneavoastră Venus se află într o situație dificilă pentru următoarele câteva luni. În această lună va începe cu retrogradarea în casa a patra dumneavoastră, ceea ce vă va impacta cariera, relațiile, sănătatea. Deci Venus este planeta care retrogradează în casa a patra și vă va impacta cariera, relațiile și sănătatea. Cu Saturn în casa 10-a dumneavoastră, va pune presiune ca să depuneți mai mult efort la serviciu. De asemenea, acordați atenție relațiilor dumneavoastră la muncă. Persoane din trecut vor reapărea și va trebui să aveți din nou de-a face cu ei. Poate fi o relație din trecut care v-a lăsat un gust amar. Pe unii nativi, pentru unii nativi poate semnifica o schimbare de serviciu pe la mijlocul lunii. Cei care au propriul lor business vor avea profituri mici în această lună. Taurii care în ultima vreme au cheltuieli mari și cheltuieli impulsive vor simți tendința să facă împrumuturi noi și să intre la datorii. Unii nativi din tauri vor fi tentați să cheltuie bani în casă sau să-și cumpere o casă, ori să facă renovări, reparări, sau chiar să-și cumpere o mașină. Cheltuieli mari pentru unii tauri în această lună, dacă vă permiteți să vă fie de folos și să vă bucurați de rezultate. Dacă nu vă permiteți aceste cheltuieli majore, Gândiți-vă bine înainte de a vă lua datorii noi. Pentru tauri, pentru cei care stau acasă sau pentru pensionari, veți avea foarte multe responsabilități acasă, multă muncă și presiune, și probabil că veți simți o lipsă de energie. Efortul dumneavoastră va fi recunoscut de cei din familie și veți fi apreciați pentru tot ceea ce faceți. În următoarele luni, Taurii vor pune accent pe relații și comunicare. Fiți atenți la ce și cum spuneți ceea ce doriți. Unele persoane vor pleca din viața dumneavoastră, iar altele persoane noi vor intra în viața dumneavoastră totul depinde de dumneavoastră, pe cine lăsa să iasă din viața dumneavoastră și pe cine lăsa să intre în viața dumneavoastră. Este timpul să decideți și să vă reevaluați relațiile. Cu sănătatea, unii tauri se vor simți stresați și vor avea probleme minore de digestie, nimic serios. Gemeni În luna august pentru Gemeni, perioada înainte de 23 august, când Mercur retrogradează, va fi diferită de perioada de după retrogradare. Va fi o lună interesantă pentru dumneavoastră, o perioadă favorabilă pentru oportunități noi de serviciu, veți fi apreciați la servici. Pe la mijlocul lunii veți avea entuziasm și veți simți nevoia să vă luați responsabilități noi. Cu soarele în casa a treia a dumneavoastră veți avea noroc Veți fi la locul potrivit, în momentul potrivit, veți fiți prezentabili, Fiți prezentabil tot timpul și pregătiți-vă uh, pentru a fi remarcați de persoanele de care aveți nevoie. Pentru cei care lucrează în media sau cu publicul, va fi un timp foarte favorabil pentru dumneavoastră. Veți profita de oportunitățile care vi se oferă. Pentru cei care au propriul business, vor avea o lună excelentă cu un profit bun. Atât cei care sunt angajați, cât și cei care au propriul business, este o perioadă foarte bună pentru a vă dezvolta profesional și pentru a vă mări sfera relațiilor. Cereți ajutorul celor de care aveți nevoie. O lună foarte norocoasă pentru dumneavoastră. După 23 august, atenție la cum vă exprimați. Veți avea tendința de a spune ce nu trebuie cui nu trebuie. Cu Mercur în casa a treia, dumneavoastră veți avea tendința să vă ia gura pe dinainte. Mercur guvernează comunicarea și vorbirea. Nu readuceți situații neplăcute din trecut în discuții și nu începeți sau instigați certuri. Este mai ales asta, mai ales cu frații sau surorile dacă aveți. Nu instigați certuri sau discuții neplăcute pentru că veți regreta mai târziu și e mai bine să vă vedeți de propriile afaceri de propria viață și nu vă băgați sau amestecați întreburile altora. De asemenea, stăpâniți-vă impulsul de a face comentariu negativ pe internet pentru a nu regreta mai târziu. În relațiile matrimoniale sau de servici, evitați să nu intrați în argumente după 23 august. Dacă aceste informații vă sunt de folos și le găsiți interesante, vă rog să vă abonați, să dați un like, adică să apăsați pe subscribe și pe degetul mare în sus pentru ca YouTube să continue să promoveze canalul lumea spirituală. Vă mulțumesc cu drag și apreciez suportul dumneavoastră. Racul! Luna august pentru Rac, cu Marte și Soarele în, trans în transit, această lună va fi favorabilă în carieră și serviciu. Unii nativi ai rac Racului vor fi recunoscuți și apreciați. Unii își vor schimba serviciul, undeva unde vor fi plătiți mai bine. Din punct de vedere financiar, este o lună bună pentru Rac. Veți avea energie și entuziasm să vă asumați noi inițiative, noi proiecte. Pentru cei care își caută servici, este o lună foarte bună pentru a găsi un nou loc de muncă. Dacă depuneți efort să vă căutați sau să, să întrebați pe cunoscuți dacă știu pe cineva care angajează, Venus, în retrogradare, vă impactează cheltuielile. Nu cheltuiți extravagant sau impulsiv. Încercați să strângeți bani, să economisiți bani luna aceasta, mai ales că veți avea o lună bună din punct de vedere financiar. Veți avea tendința de a cheltui pe familie sau pe evenimente în familie. Nu cheltuiți prea mult sau tot ceea ce aveți. Pe la sfârșitul lunii august, unele persoane vor căuta să învieze evenimente neplăcute din trecut care au avut loc în familie, cu neamurile sau probleme financiare. Căutați să evitați aceste discuții care vor duce la ceartă. Pentru unii nativi, probleme de sănătate din trecut vor reapărea, precum probleme cu picioarele sau labele picioarelor sau probleme cu dantura. Vă veți recupera ușor, e nimic serios. Leu? În primul rând, la mulți ani, sănătate, fericire și uh, Împlinirea dorințelor. Luna august pentru lei va fi o lună favorabilă, cu multă energie și sănătate bună. Multe activități în această lună. În carieră, evenimente din trecut vor reapărea, fie vă veți gândi la situații din trecut, veți reevalua și veți reconsidera strategiile. Unii nativi pot fi premiați sau recompensați pentru munca din trecut, mai ales după cea de-a doua jumătate a lunii august. Alți nativi își vor schimba locul de muncă undeva mai bine. Unele persoane din zoria leului pot avea de a face cu colegi de la serviciu și va trebui să vă abțineți să nu supărați să nu, supărați, să nu vă supărați pe ei, sau să vă lăsați mândria să vă stea în cale. În cea de-a doua parte a lunii, vă veți concentra pe carieră și pe relațiile de serviciu. În relațiile cu frații sau surorile, dacă aveți, există posibilitatea ca evenimente din trecut. Să vă deranjeze și să le readuceți în discuții, creând neplăceri în relațiile cu frații sau surorile, sau chiar certuri. Lăsați trecutul acolo unde este în trecut, până la sfârșitul lunii august. După data de 23 august, puteți avea unii dintre dumneavoastră neplăceri. În relațiile de familie, mai ales pe teme financiare din trecut, care pot fi readuse în prezent. Fiți atenți la comunicare și aveți grijă de relații. De asemenea, un prieten din trecut vă va contacta după o lungă perioadă în care nu ați mai ținut legătura. Și veți avea momente plăcute. În această a doua perioadă, acordați mare atenție temperamentului și mândriei dumneavoastră, mai ales în relațiile de căsătorie sau parteneriat. În rest, va fi o lună favorabilă în carieră și finanțe. Fecioara. Pentru fecioară, luna august începe bine, mai ales în carieră și în finanțe. Va fi, veți fi apreciați, recompensați și văzuți bine până pe data de 23 august, când Mercur retrogradează în casa 12 a dumneavoastră. Casa 12 -a este o casă a cheltuielilor, a pierderilor și izolărilor, Ceea ce pentru dumneavoastră înseamnă cheltuieli neașteptate legate de ceva din trecut sau ceva din trecut de care nu ați știut și acum trebuie să le plătiți. Pentru unii nativi pot fi pierderi financiare în investiții, mai ales după 23 august. Nu vă asumați investiții riscante. Persoane din trecut sau prieteni din trecut vor vă vor contacta sau se vor reîntoarce în viața dumneavoastră și veți avea timpuri bune împreună. Unii nativi ai sudiei fecioare vor călători undeva din trecut, de exemplu, dacă locuiesc într-o țară și se pot reîntoarce în vizită în România sau undeva unde au mai fost vor călători la distanță. După 23 august, verificați-vă munca și acțiunile, se pot ivi probleme de comunicare la serviciu sau puteți face ceva greșe la muncă. Se pot ivi probleme de comunicare sau de neînțelegeri la servici. Verificați datele și orice mică eroare și rămâneți organizați ca de obicei. Fecioarele care au uh, propriul business vor avea profituri mici în această lună și fiți atenți în ceea ce investiți. Dificultăți în familie deoarece unele persoane răscolesc trecutul și au rămas blocați în trecut, evenimente dureroase din trecut peste care nu pot trece. Nu are rost să vă certați, Venus rămâne în retrogradare pentru încă două luni, deci vor fi dificultăți în relațiile cu unii membri ai familiei sau cu niște neamuri. Fiți atent la ceea ce spuneți sau cum spuneți, pentru că lucrurile pot fi interpretate greșit în această perioadă. Când Venus și Mercur în combinație retrogradează, se ivesc probleme de comunicare în relații. Venus reprezintă relațiile, iar Mercur comunicarea. O persoană spune ceva, iar cealaltă înțelege cu totul altceva, complet greșit. Sănătatea este stabilă pentru majoritatea, iar pentru unii vor fi probleme cu ochii. Balanță. În luna august, pentru balanță, Venus intră în retrogradare și de asemenea intră în faza gundantă, ceea ce va aduce nesiguranță în relații și căsătorie. Venus vă guvernează corpul și casa opta dumneavoastră, aducând obstacole întârzieri. Iar când este combinată cu casa 1-a dumneavoastră, poate aduce unor nativi probleme cu sănătatea. Dați, dați atenție problemelor de sănătate sau, pentru alți nativi din balanță, pot fi transformări fizice ale corpului. Unii nativi vor merge la sala de gimnastică sau vor alerga, vor face un sport, ori vor ține o cură de în frumusețare sau slăbire, orice poate transforma și îmbunătăți corpul, poate fi o operație estetică sau orice care poate transforma și aduce rezultatele și corpul dorit, poate fi și o coafură, orice frumos și pozitiv. Este o perioadă excelentă pentru cei care vor să-și transforme corpul, o fază prielnică operațiilor estetice sau orice estetic care aduce un sentiment de împlinire sau fericire. Din punct de vedere al carierei, pot fi întârzieri în completarea a ceea ce aveți de făcut la servicii. Vă puteți simți sub presiune și aveți grijă să nu faceți greșeli. Verificați bine lucrul înainte de asumite. Cu mercur în retrogradare se pot ivi, uh, se pot ivi probleme de comunicare și se pot face greșeli. În a doua jumătate a lunii august, mulți nativi... Ai balanței vor beneficia după munca lor și vor primi recunoaștere pentru eforturile depuse. Cei care au propriul lor business vor avea profituri la începutul lunii august, dar evitați să intrați în parteneriate noi sau să faceți investiții noi. Finanțele vor fi când sus, când jos, deoarece chiar dacă faceți bani buni, Veți avea și cheltuieli mari. Fiți atenți la cât cheltuiți, încercați să puneți și ceva deoparte. Sănătatea. Unii nativi vor avea probleme cu digestia sau probleme cu pielea, ori ușoare infecții la ochi, nimic serios. Va trece, dar va, vă va deranja pe moment. În relații, subiecte de sensibilitate pot fi aduse în vedere, adică situații sensibile care pot crea certuri și neplăceri. Este vorba aici de situații din trecut. Atenție la comunicare și cum vă exprimați, la tonul pe care îl folosiți, pentru că există riscul de a se interpreta greșit. Scorpionul. Pentru Scorpion în luna august, Venus și Mercur vor retrograda în casa 10 a, a carierei dumneavoastră. Venus ru uh, rulează relațiile, iar Mercur guvernează finanțele pe uh, dumneavoastră. Acestea vor avea impact atât în relațiile dumneavoastră, cât și în carieră și finanțe cu Marte în casa 11 casa câștigurilor materiale și a dorințelor veți avea vă veți concentra mai mult pe câștigurile materiale și cum să faceți mai mulți bani Scorpionul e cam nemulțumit în carieră și are cheltuieli mari care îl poate ghida spre noi împrumuturi mari Ave, aveți grijă să nu vă puneți în situația de a vă asuma împrumuturi mari mai mult decât vă puteți permite. Veți avea o lună cu sus și jos financiar, veți face bani, dar puteți cheltui mai mult decât faceți. Asumați-vă decizii deștepte. Cu Mercur în retrograd vă încearcă Abilitățile de a lua decizii înțelepte vă pune la încercare. Încercați să luați decizii financiare după data de 23 august, pentru că riscați să luați decizii pe care le veți regreta. Posibil pentru unii nativi să aveți neînțelegeri în familie, deoarece partenerul sau partenera dorește mai mult de la dumneavoastră. Evitați să readuceți momente neplăcute din trecut în discuții pentru următoarele două luni. În carieră scorpionul uh, experimentează, uh, car, uh, scorpionul experimentează sau trece printr-o fază de nemulțumire și se pot gândi sau chiar schimba locul de muncă în luna august. August este o lună. Bună pentru a începe un uh, nou loc de muncă, o schimbare sau chiar să vă întoarceți la un uh, uh, vechi loc de muncă. Sănătatea. Nu aveți probleme. Pentru unii dintre dumneavoastră, mamele dumneavoastră, dacă au avut probleme de sănătate în trecut, s-ar putea să reapară și va trebui să aveți grijă de mama dumneavoastră. Dacă vă place conținutul sau îl găsiți interesant sau de folos, vă rog frumos să vă abonați pe canalul meu de YouTube, lumea spirituală, apăsând butonul subscribe sau să dați un share, să dați mai departe, adică să geata spre dreapta, pentru a ajuta acest canal să fie prom promovat de YouTube, să fie mereu a pus la vederea celor care caută informații. Vă mulțumesc cu recunoștință. Săgetător August pentru săgetător cariera va aduce tot felul de rezultate. Înaintare în carieră este mai lentă, dar sigură. Deci pentru sărgetător în carieră, se, la muncă înaintarea este promovarea este mai lentă, dar sigură. Veți pune mult efort pentru a completa proiectele din trecut. Aveți șanse de creștere și avansare profesională și de prestigiu profesional. În cea de-a doua jumătate a lunii august, Puteți uh, câștiga în competiții pentru promoție sau un nou loc de muncă. Aveți șanse de a obține un nou loc de muncă, mai ales dacă este vorba să lucrați în străinătate sau dacă lucrați în străinătate. După 23 august, când Mercur retrogradează, verificați actele și proiectele pe care le efectuați la serviciu. Respectați vă colegii și superiorii, deoarece lumea vă analizează atât comportamentul, cât și activitățile la serviciu. În această perioadă faceți totul cum trebuie, spuneți exact ceea ce trebuie, comportați-vă corect, fiți la timp și nu întârziați, deoarece atât colegii, cât și superiorii sunt cu ochii pe dumneavoastră. Luna august este o lună stabilă financiar pentru săgetător. De asemenea, există posibilitatea să intrați la datorii sau să vă luați un credit, ceva din trecut de care va trebui să aveți grijă acum, niște datorii din trecut, atenție la cheltuieli. Cu Venus în retrogradare, evitați să luați sau să faceți, importante decizii financiare în luna august amânați-le dacă puteți pentru o lună, două în privința sănătății veți fi un pic uh, obsedat cu golurile aerobice de fitness, puțin obsedat cu workout sau cu mersul la sală pe bicicletă sau alergatul sau orice fel de mișcare Orice care vă pune într-o condiție fizică excelentă. Veți fi foarte, foarte, foarte atenți la dietă și exercițiu. Într-un fel, este cu mult mai bine să fiți foarte, foarte, foarte atenți la dietă și exercițiu decât să le neglijați complet, părerea mea. Relațiile pot suferi din cauza felului în care comunicați evita să fiți prea direct sau să-i confruntați pe ceilalți, evita să fiți dur și încerca să fiți mai diplomați, nu faceți pe șefii în relațiile personale ca să nu tăunați relațiile. În căsnicie sau relațiile de cuplu, nu răscoliți trecutul neplăcut și evitați discuțiile neplăcute sau certurile, scandalurile. Aveți grijă de relațiile personale, fiți mai indulgenți în această perioadă și nu cereți prea mult de la cei din jur. Atâta timp cât veți fi mai diplomați și nu aveți așteptări mari de la ceilalți, puteți avea o lună foarte bună. Totul depinde de dumneavoastră în această lună august, de felul cum veți comunica, cum îi veți tolera pe ceilalți și dacă nu veți răscoli situații neplăcute din trecut, totul va fi bine în luna august. Capricorn Pentru Capricorn în luna august cu Saturn retrograd în a doua casă a dumneavoastră vă poate impacta situația financiară puțin mai greuți cu menținerea situației financiare, dar mai ales va fi un pic mai greu să economisiți bani în luna august. Se pot ivi cheltuieli neașteptate legate de familie sau sănătate. Cu Mercur și Venus retrogradate în casa 8 -a, nu este o perioadă bună pentru a vă asuma investiții riscante sau de a lua decizii financiare. Casa 8 -a este foarte activă și duce aduce obstacole sau situații neașteptate. Cu Saturn în casa a doua pot fi cheltuieli neașteptate: cheltuieli pe care nu le-ați anticipat în legătură cu sănătatea ori în legătură cu familia. În carieră veți avea rezultate amestecate, atât bune cât și mai puțin dorite. Ori pot fi schimbări în profesie, ori transformări la locul de muncă, ori schimbarea locului de muncă, sau, uh, uh, sau vă puteți muta într-o altă țară sau localitate pentru serviciu. Deci, cheltuieli neprevăzute, neașteptate, care pot fi uh, de bine pentru avantajul dumneavoastră, nu înseamnă neapărat de rău. De asemenea, vreți să luați, de exemplu, vreți să luați un bilet de avion la clasa economică de între 1500 și 2000 de dolari din Toronto ca să ajungeți la București, dar cei de la agenție nu mai au valabile bilete la econ, clasa economică și au bilete numai pentru clasa întâi sau de business și în loc de 1500 de dolari sau 2000 de dolari, veți cheltui 6800 de dolari pe bilet. În privința sănătății, puteți fi un pic stresați în prima parte a lunii, dar situl alții tensionate se vor mai ușura în cea de-a doua parte a lunii și veți uh, fi mai relaxați un pic. Capricornii care de la o vreme au tendința să mănânce mai mult, mănâncă și când nu le este foame sau când sunt sub presiune sau mănâncă când sunt uh, tensionați, adică stresați sau îngrijorați sau mănâncă din plictiseală. Vor trebui să-și creeze un program alimentar cu ore fixe de alimentație și să acorde atenție la ceea ce mănâncă. Mâncați la timp și eliminați junk food, ormezeluri, produse prefabricate, nu faceți abuz de dulciuri sau cappuccino, ceai latte, double-double, triple-triple, coffee, ori orice băuturi care îngrașă și au mai multe calorii. Încercați o apă minerală, apă, ceai simplu, limonadă, dacă nu vă place gustul apei, puneți niște feliuțe de castraveți în apă, sau frunze de mentă, sau amândouă niște feliuțe de lămâie, um, sau puteți reduce în loc de 4 capucine pe zi, încercați unul pentru un moment. De asemenea, Verificați data de expirație a alimentelor, mâncărurilor sărate și prăjelile, alți capricorni pot merge în direcții complet diferite și uită să mănânce, fiind uh, foarte preocupați cu treburile, rezultând în probleme de digestie. Este vară, încorporați fructe și legume proaspete, în uh, în relațiile de familie, membrii familiei au nevoie de atenția dumneavoastră și evitați certurile, învinuirile și argumentele neplăcute în relațiile de cuplu sau căsătorie. Egoul vă este stimulat de soare care se află în casa opta dumneavoastră și veți avea puțin cam multă mândrie în relația cu familia. Aveți grijă să nu vă ia gura pe dinainte, să nu jigniți sau să spuneți ceva la timp nepotrivit, sau să readuce subiecte din trecut în discuție și să vă luați la ceartă. Încercați comunicarea plăcută, diplomată, atâta timp cât vă mențineți diplomația, totul va fi ok. În această lună august aveți grijă de sănătatea mamei. Probleme din trecut legate de sănătatea mamei pot reapărea pentru unii nativ din Capricorn și vor trebui să aveți grijă de mama lor. Luna august pentru Capricorn va fi o lună a transformării, o lună a schimbărilor pozitive. Vărsători în luna august pentru vărsător, Saturn este retrogradat în casa 1-a dumneavoastră, ceea ce vă impactează trupul și mintea. Din punct de vedere al sănătății, veți avea lipsă de energie și nu veți avea chef să, fac, să începeți noi proiecte și ori să munciți. Nu aveți chef, dar tot o să le faceți. Veți simți o presiune din cauza asupra solicitărilor, veți avea atât propria dumneavoastră muncă, cât și extra muncă, extra responsabilități, care nu vă vor aduce satisfacție după tot efortul depus. La începutul lunii, cu marte în casa 8, -a, vor fi întârzieri sau obstacole, piedici în carieră și profesie. Financiar, vor fi cheltuieli neprevăzute, neașteptate, cu ceva legat din trecut, ceva din trecut care trebuie achitat sau ceva care vine prin surprindere și necesită cheltuieli. În privința sănătății, veți avea anxietate, un stres mental enorm, insomniți sau nu puteți dormi din cauza grijilor. Venus și Mercur în retrograd vă creează probleme cu digestia. Saturn în retrograd va aduce dureri corporale, ceva probleme cu sănătatea pe care le-ați avut în trecut vor reapărea, dureri de cap. Cu Mercur și Venus în casa 7-a dumneavoastră, iar Soarele se mută și el acolo pe la jumătatea lunii va duce neplăceri matrimoniale sau neînțelegeri cu partenerul de afaceri Aveți șanse de ceartă și scandal, încercați să mențineți comunicarea pozitivă, fiți diplomați, mai ales în familie, unde poate lipsi armonia și lipsa de comunicare. Cu Mercur în retrograd pot exista probleme de comunicare cu copiii sau familia dumneavoastră. Dacă aveți părinți, aveți grijă de sănătatea acestora pentru următoarele două luni. Aveți grijă de relația dumneavoastră matrimonială sau de cuplu. Lăsați egoul deoparte, evitați certurile sau aducerea în discuții a evenimentelor trecute. Nu ziceți, ți-am zis și nu ai ascultat, uite ce ai pățit. Nu pune paie pe foc, lăsați trecutul în trecut unde îi este locul. Sănătatea? Îngrijiți-vă propria stare mentală, amenajați-vă stresul și amintiți-vă că totul este trecător. Pești. August pentru cei din zodia pești, Va fi o lună în care puneți mult accent pe carieră, muncă, finanțe și sănătate, deci cam tot. La serviciu veți întâmpina greutăți din partea colegilor sau superiorilor, cu Venus și Mercur retrograd în casa 6-a dumneavoastră. Atenție cum vă tratați colegii și la așteptările pe care le aveți de la aceștia. Nu le cereți prea mult, și să nu așteptați prea mult de la ei pentru ca să nu vă stricați relațiile. De asemenea, evitați discuțiile despre trecut sau situații neplăcute. Fiți rezonabil și prietenoși. Dacă ați așteptat o promovare sau o avansare la servici, va fi o întârziere sau o amânare cei care au propriul business vor avea competiție, vor avea o competiție puternică în această lună. Finanțele va fi o lună cu urcușuri și coborâșuri, adică cu împrumuturi și datorii. Controlați vă cheltuielile și nu vă puneți în situații în care vă veți asuma împrumuturi ridicate pentru a achiziționa ceva extravagant sau foarte scump pe care îl veți regreta ulterior. Veți avea un venit bun luna aceasta, dar veți avea și cheltuieli mari. De aceea am spus, finanțele vor fi sus jos. Evitați să luați decizii riscante financiar, sănătatea, răceală, tuse, dureri de picioare sau plancheturi. Dacă ți ați avut aceste dureri în trecut, vor reapărea în luna august. După 23 august, fiți atenți cum comunicați cu soțul, soția, partenerul, partenera sau cu cei de acasă. Nu fiți sarcati, sarcastici, și nu fiți prea pretențioși, și nu acordați atenție la toate nimicurile, mai ales în familie. Deci, lăsați micile detalii, nu le analizați prea mult. Luna aceasta, evitați să urmăriți pe cei din familie ce fac, ce fac bine, ce nu fac bine, unde se duc lăsați relația să scurgă în armonie, mai armonios. O foarte bună relație veți avea cu copiii în această lună, mai ales cu mai ales în prima parte a lunii. Atenție la cum comunicați cu frații sau surorile. Nu readuceți în discuții situații din trecut pentru uh, că va rezulta în uh, înțelegeri greșite sau certuri, ori dacă aceștia vor readuce situații din trecut în discuție, schimbați subiectul, evitați. De asemenea, nu începeți proiecte noi în această lună, așteptați până la luna următoare cu aceasta am ajuns la finalul înregistrării, iar dacă v-a plăcut sau v-a fost de folos, vă rog frumos, dacă nu v-ați abonat, să o faceți, Apăsăm pe subscribe și să dați mai departe și celor dragi. Vă urez o vară de neuitat și plină de bucurii și vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și pentru tot suportul. La revedere!